azi Primăria Capitalei cu Ministerul Fondurilor Europene, contractul de finanțare pentru reabilitarea a 210 km, rețea principală din rețeaua de termoficare, din cei 954 pe care rețeaua i-a are, adică 22%. E evident problema la care această finanțare răspunde. Din 2016 până în 2020, numărul de avarii în rețeaua de termoficare a crescut de la 420 la 1300. Pierderea pe eficiența pe energie termică a crescut cu 5%. De asemenea, a crescut considerabil cantitatea de apă care trebuie introdusă în rețea. Prin această finanțare și prin lucrările pe care le vom demara de îndată ce vremea ne va permite și după ce vom fi finalizate procedurile de achiziție, o să avem trei mari îmbunătățiri. În primul rând, îmbunătățirea calității căldurii și apei calde pentru bucureșteni. În al doilea rând, reducerea pierderilor, care se va duce într-o reducere a subvenției pe care municipalitatea o plătește în fiecare an. Și în al treilea rând, dar nu cel mai puțin important, reducerea poluării atmosferice pe care această ineficiență o generează. Ăsta este obiectul contractului de azi. 1,6 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei finanțare nerambursabilă. O să-l rog acum pe domnul ministru să ne spună mai multe lucruri și ne va spune și despre o altă finanțare pe care guvernul prin Ministerul Fondurilor o alocă primăriei, tot pentru rețeaua de termoficare. Mulțumesc, domnul primar general, domnule prim-ministru, pentru mine este un prilej de bucurie ca să mă aflu astăzi aici la Primăria Generală a Capitalei. Este pentru prima dată când avem această oportunitate să participăm la un astfel de eveniment. Este un proiect pentru Ministerul Fondurilor Europene care face parte din strategia de finanțare a infrastructurilor energetice la nivelul autorităților publice locale. Așa cum a menționat și domnul primar general, valoarea contractului pe care o semnăm astăzi este de 278 de milioane de euro, finanțare nerambursabilă. Și, de asemenea, discutăm despre o rețea de transport cu o lungime de 104 km, din totalul de 954 de km de rețea de transport cât are sistemul de termoficare al municipiului București. Îl felicităm pe domnul primar general pentru că, de la instalarea domniei sale, a fost foarte operativ în relația cu Ministerul și astăzi putem să semnăm contractul de finanțare. De asemenea, știm problemele pe care sistemul energetic al municipiului București le are, rețeaua de termoficare, știind importanța pe care acest serviciu public îl are pentru populația municipiului București, pentru cetățenii municipiului București. Ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu domnul prim-ministru, am propus în Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care o să îl prezentăm în perioada următoare, o finanțare suplimentară de 200 de milioane de euro, astfel încât tot ceea ce înseamnă parte din investițiile necesare sistemului energetic și rețelei de termoficare a municipiului București să aibă parte de rezolvare și să putem să contribuim cât mai mult la reducerea pierderilor energetice care au loc în rețeaua de transport și distribuție
a termoficării municipiului București. Este un proiect mare, este o strategie care face parte din prioritățile pe care domnul primar general le are, este de asemenea mult de muncă pentru ceea ce înseamnă viitoarele proiecte care se vor implementa cu finanțare din fonduri europene, pentru că întreaga rețea de transport a energiei termice în municipiul București, cum spuneam, are 954 de kilometri, sunt 2953 de kilometri de rețea de distribuție a energiei termice și peste 1000 de puncte termice pe care, de asemenea, e nevoie să investim și să se gândească un plan pe care, împreună cu colegii de la Primăria Municipiului București, să le putem pune în aplicare și să putem sprijini cât mai mult aceste investiții prioritare. Domnule primar general, vă doresc mult succes în implementarea acestui mare proiect. Ușa Ministerului Fondurilor Europene este deschisă. Suntem un partener serios care prioritizăm aceste tipuri de proiecte pe ceea ce înseamnă infrastructura României, fie că discutăm de infrastructura de transport, fie că discutăm de infrastructura energetică a comunităților locale. Pentru noi, de asemenea, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, folosesc acest prilej să anunț că autoritățile publice locale, tot ca urmare a discuției cu domnul prim-ministru, se vor bucura de un program național de reabilitare a sistemelor de termoficare în cadrul facilității de redresare și reziliență, pe care o să-l prezentăm în perioada următoare. Vă doresc încă o dată mult succes în implementare și să vă bazați pe noi ca un partener serios care înțelege bine prioritățile pe care le aveți și importanța acestui proiect pentru cetățenii municipiului București. Mulțumesc! Atât în timpul campaniei electorale, cât și după depunerea jurământului de către nou primar general al Capitalei, domnul Nicușor Dan, am oferit garanția unui parteneriat loial în serviciul bucureștenilor între Primăria Generală a Capitalei și guvernul pe care îl conduc. Din păcate, în ultimii 12 ani, la Primăria Capitalei, au exercitat funcția de primar general oameni care au fost străini de problemele reale ale Bucureștiului, primar general care au promis luna de pe cer, autostrada suspendată sau reducerea la jumătate a facturilor la energie termică, că vorbim de semnarea unui contract, și care de fapt n-au făcut nimic. În cadrul cooperării dintre Primăria Capitalei și Guvernul României are loc astăzi un prim eveniment și anume semnarea contractului de finanțare din fonduri europene a reabilitării rețelei primare de termoficare. Este doar începutul acestei colaborări. Această colaborare va fi urmată de proiecte comune în toate domeniile importante de activitate ale Primăriei Capitalei. În domeniul mediului, în domeniul mobilității urbane, în domeniul sănătății, în domeniul energiei termice, vor urma proiecte extrem de importante în parteneriat dintre Primăria Capitalei și Guvern. În privința sistemului de termoficare din București, deci am spus că este doar un prim pas. Pentru că este nevoie de investiții majore pentru a crește randamentul sistemului de termoficare din municipiul București. La ora actuală, producerea energiei termice se face în centrale cu randamente de aproximativ 50%, dacă nu și mai puțin,
Iar pierderile pe rețeaua primară, pe rețeaua principală și pe rețelele secundare sunt uriașe. De asemenea, există pierderi în cadrul clădirilor, pierderi prin pereți, prin ferestre, care duc randamentul sistemului de producere și furnizare a energiei termice la o cifră care face extrem de ineficientă exploatarea acestui sistem de termoficare public. Obiectivul nostru este să sprijinim Primăria Capitalei în toate celelalte proiecte legate de creșterea eficienței, creșterea randamentului în funcționarea sistemului de alimentare cu căldură și cu apă caldă a bucureștenilor. Săptămâna viitoare deja am discutat cu domnul primar general, vom avea o întâlnire la Ministerul Economiei, unde vom discuta planurile de investiții legate de Elcen, astfel încât, într-o perioadă de timp rezonabilă, să fie efectuate investiții importante care să crească randamentul în producerea energiei termice și electrice, în sistem de cogenerare, utilizând sisteme moderne care să asigure randamente comparabile cu randamentele la producere din alte țări europene. De asemenea, vom căuta să identificăm resurse financiare suplimentare pentru a putea sprijini continuarea proiectului de reabilitare a rețelei de termoficare din București și, de asemenea, pot să vă anunț că am prevăzut în cadrul programelor finanțate din fonduri europene de creștere a eficienței energetice sume importante pentru ceea ce este cunoscut ca izolare termică a clădirilor, astfel încât să reducem pierderile din clădiri și să creștem pe ansamblu randamentul sistemului energetic. Mă bucur să fiu astăzi alături de domnul primar general și sunt convins că împreună vom face lucruri extrem de bune pentru București, pentru a crește calitatea serviciilor în București. Mulțumesc, domnule prim-ministru, mulțumesc, domnule ministru. O să fac un scurt rezumat. Deci sunt trei componente. O componentă este transportul energiei termice. Prin finanțarea de azi asigurăm reabilitarea 22%. Prin finanțarea suplimentară anunțată azi mai finanțăm 13%, deci avem un total de 35% și specialiștii spun care sunt zonele cele mai vulnerabile. Deci asta este pe transportul energiei. Ce a anunțat primul ministru și va fi săptămâna viitoare la Elcen, vor fi investiții pentru producerea energiei termice, Elcen care, după cum știți, ține de Ministerul Energiei. Și ce a anunțat din nou primul ministru este o colaborare între Guvernul României, Ministerul Fondurilor și Primăria de Sector în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor. Acum o să urmeze procedura de semnare. Este o semnare electronică a unui document pe care primăria l-a semnat deja și acum o să urmeze Ministrul Fondurilor Europene. Nu vom lua întrebări. Pentru întrebările pe care le aveți pentru mine, 2 săptămâni de mandat, o să organizăm o conferință de presă joi sau vineri. Domnule ministru, vă rog. Thank you.
Thank you.